domnul Pirandello acolo trei replici. Trei replici! Vă zic sincer, credeți-mă, eu mă simt un personaj nerealizat din punct de vedere dramaturgic. Ionele, bagă ceva de sentimental, să fie frumos aici. E bine. Păi cum, domne? Noi mașiniștii n-aveți noi dramele noastre? Nu sunt personajele astea mai adevărate decât noi oamenii care purtăm haine și respirăm? Despre ce vorbește el? Despre viață? Despre moarte, despre singurătate, despre mască, despre teatru, despre actor, despre mesajul teatrului, sensul lui, rostul lui și unde suntem fiecare dintre noi. Astea sunt întrebări pe care mi se pare corect să ți le pun. Mă așez și mă prezint, Bufardelli. N-are cum ca vreo fărâmă din viața mea să existe în acest om. Urmează Bianca Pintea. Vendetto il mio nome. Nici măcar nu mai știu ce înseamnă să visezi. Pe scenă un palat regal și sunt foarte mulți soldați. Mulțumesc! Desigur. Iar ei profită de asta ca să vi-l pună pe al lor, așa încât să vedeți și să simțiți ca ei. Am închis ochii și mi-am ascuns capul la pieptul lui. Frumusețea în teatru e că nu există reguli. Și nu adică nu căutăm ceva, ci așteptăm să fim surprinși. Și când suntem surprinși, atunci toată lumea știe că e bine. Nu că suntem surprinși noi, ci toată lumea e surprinsă și atunci e de bine. Și eu, dacă aș fi pe scenă, aș încerca să mă adresez juriului. De aici poate și senzația asta care trebuie, de care trebuie să se ferească, că sunt la examen. Există un juriu, dar nu e un examen. Tu nu trebuie să convingi pe oamenii ăștia să te bage în facultate sau în teatru sau nu știu unde. Dacă se poate! Dacă nu vă supărați! Aș dori. Și l-am făcut să moară îndată. M-am bucurat foarte mult de atmosfera de aici, de oameni. Mi s-au părut foarte primitori, atât publicul, cât și tehnicienii, juriul, absolut fiecare om mi s-a părut că îți vrea binele, se bucură că ești acolo, că ai ales să vii. Asta mi s-a părut esențial, atmosfera și bunătatea oamenilor.
cât și concursul. Mă rog, momentele pe care le-am văzut m-au bucurat. Înțelegi? A venit și a spus: dragule, poftim, ține asta, mă întorc. Le-apreși pe lung. Mă, trebuie să plecăm. De fapt, de-abia acum începe spectacolul. Nașa n-au sos che pe nemca de la che-che-che-che-che-la. Cred că cel mai important este să muncești pentru ceea ce îți dorești și să nu te pierzi niciodată. Adică niciodată să nu consideri că e suficient cât ai făcut sau că nu mai ai nimic de descoperit. Să cauți întotdeauna să descoperi lucruri noi la tine, să devii un actor mai bun și tot așa. A căzut de pe cap și și-a pierdut rațiunea, crezându-se cu adevărat Henric al Patria. Hai să simulezi un soi de nebunie. La început am fost Angela Merkel. Aia am fost Putin, după aia am încercat să fiu Margaret Thatcher, Margaret Thatcher mai greu, femeie de fier, mai ciudat. Și după aia am găsit omul potrivit, Henric al Patria. De cai împotriviți! Vreau să fiu Marchiza Matilde di Toscana. Am terminat anul trecut licența la actorie la clasa domnului profesor Miklos Baci la Cluj și acum o să trec pe anul 2 la master, la regie. Nu mă crezi în stare să îmi iau viața din carne? Tu crezi că îmi e frică de după ce apare? N-are nicio relevanță, vreau să simt acea transă între viață și moarte, că poate există o șansă să mă simt viu. Te rog, fă ultimele cuvinte. Thank you.